Județul Mehedinți este într-o continuă dezvoltare, de această dată vorbim despre Comuna Izvorul Bârzii, acolo unde se implementează proiecte importante pentru oamenii din toate satele. Pe de o parte, se reabilitează și se modernizează sistemul de alimentare cu apă în satele Halânga, Balotești, Răscolesc, Cânteie și Izvorul Bârzii, iar pe de altă parte se introduce sistemul de canalizare la blocuri și la Liceul Tehnologic din Halânga. Faptul că Mehedințul are peisaje naturale de o frumusețe unică știam deja, însă tot peisajul este încununat cu atât mai frumos cu cât infrastructura rutieră a județului este la standarde europene. Se investește în toate domeniile și asta prin implicarea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. De această dată vorbim despre Comuna Izvorul Bârzii, acolo unde se implementează proiecte importante pentru oamenii din toate satele. Pe de o parte, se reabilitează și se modernizează sistemul de alimentare cu apă în satele Halânga, Balotești, Răscolești, Scânteiești și Izvorul Bârzii, iar pe de altă parte se introduce sistemul de canalizare la blocuri și la Liceul Tehnologic din Halânga. În Comuna Izvorul Bârzii se lucrează intens la două proiecte de alimentare cu apă și unul de canalizare. În același timp, în sensul că vorbim de proiecte de mult timp așteptate de locuitorii Comunei Izvorul Bârzii, beneficiari direcți sunt locuitorii din 5 sate, și anume Halânga, Balotești, Răscolești, Scânteiești și Izvorul Bârzii. În 4 din ele se va realiza rețeaua de alimentare cu apă, iar în Balotești se vor înlocui apometrele. Vorbim de proiecte implementate de către SECOM, operatorul județean de apă și canalizare, în parteneria cu Primăria Izvorul Bârzii și cu Consiliul Județean Mehedinți. Îl felicit pe domnul primar Horia Balica pentru modul în care se implică în schimbarea în bine a Comunei Izvorul Bârzii. Să nu uităm faptul că recent a semnat un proiect foarte important pentru asfaltarea străzilor în această comună, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny. În perioada imediat următoare o să înceapă și lucrările în ceea ce privește blocurile din Halânga și liceul din Halânga. Vorbim de un proiect distinct de proiectul pe care se lucrează în momentul de față, la fel finanțat din fonduri europene de către SECOM în parteneria cu Primăria și cu Consiliul Județean Mehedinți. Comuna Izvorul Bârzii este într-o continuă modernizare, principalii beneficiari fiind cetățenii. Primarul comunei, Horia Balica, a pus accentul pe toate domeniile importante, primind sprijin în toate proiectele pe care le-a implementat din partea președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, totul în binele cetățenilor. În satul Halânga se lucrează la alimentarea cu apă potabilă a satului. Concomitent cu alimentarea cu apă a satului Halânga se lucrează în satul Scânteiești pentru schimbarea conductelor care sunt de metal și schimbarea apometrelor, în satul Răscolești instalație nouă, deci alimentare cu apă și apometri, în satul Izvorul Bârzii se lucrează de asemenea la schimbarea conductelor care sunt de metal și apometre. Se va intra în satul Balotești, unde se va lucra la schimbarea apometrelor. Pe această cale vreau să îi mulțumesc domnului președinte pentru sprijinul acordat în această lucrare de mare învergură. Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, a fost prezent în teren alături de autoritățile locale și cele județene pentru a observa cele mai importante proiecte care sunt în curs de implementare în comună. Mă bucur că mă aflu astăzi aici la invitația domnului primar și a operatorului de apă și canal din județul Mehedinți. Este o investiție extrem de importantă, semnificativă din punct de vedere financiar și care va rezolva problemele în 5 sate ale Comunei Izvorul Bârzii, probleme care țin de alimentare cu apă. Chiar în acest moment sunt șantiere în 4 dintre aceste sate, deci se lucrează intens, ceea ce mă bucură în mod deosebit. Apreciez ceea ce face primarul acestei comunități pentru locuitori, pentru ridicarea nivelului de trai. Ei practic vor avea o rețea nouă de alimentare cu apă. Soluțiile tehnice sunt unele moderne, mai simple și mai eficiente și mă bucur foarte mult că în același timp cu lucrarea principală se realizează și racordurile la proprietăți, astfel încât oamenii sunt foarte mulțumiți și vor beneficia de cele mai bune condiții de trai. Secretarul de stat Bogdan Simce a susținut de fiecare dată proiectele menite să ducă la dezvoltarea județului Mehedinți, iar de această dată a fost prezent în Comuna Izvorul Bârzii, felicitându-l pe primarul Horia Balica.
Am venit într-o vizită de lucru împreună cu directorul operatorului regional de apă Secom, împreună cu președintele Consiliului Județean și, în ultimul rând, cu primarul comunei Izvorul Bârzii. Vorbim de o investiție de 20 de milioane de lei în comuna Izvorul Bârzii, în ceea ce înseamnă investiții în extinderea rețelei de alimentare cu apă, precum și în reabilitarea unei părți din rețeaua de alimentare cu apă. Investiția este finanțată cu fonduri europene și este realizată de operatorul județean de apă și canalizare Secom în parteneriat cu Primăria Izvorul Bârzii și Consiliul Județean Mehedinți. Prin acest proiect se înlocuiește și se extinde rețeaua de alimentare cu apă și se execută două stații noi de tratare cu rezervoarele de magazinare aferente. Vorbim de apă potabilă, și atât calitativ cât și cantitativ, la standarde europene. La Izvorul Bârzii vine o perioadă foarte încărcată în lucrări de infrastructură, dar la finalul lor oamenii vor avea condiții mult mai bune de trai. Încep lucrările pentru asfaltarea a peste 8 km de drumuri locale. Este vorba despre asfaltarea ulițelor în Halânga, Puținei, Scânteiești, Balotești și Izvorul Bârzii și două drumuri comunale, drumul comunal 9 și drumul comunal 23 între satele Balotești și Pârlagele și Puținei între DN67 și Cerneți. Obiectivul este finanțat cu fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny.